Cu mare tristețe și adâncă compasiune, în numele conducerii cultului creștin penticostal din România, exprimăm sincere condoleanțe familiei înduliate de pierderea celui care a fost fratele nostru în Hristos, Ovidiu Liteanu, o personalitate remarcabilă în lumea muzicii creștine penticostale. Plecarea sa dintre noi lasă un gol imens în comunitatea noastră. Prin muzica sa inspirată și talentul său incontestabil, Ovidiu Liteanu a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea muzicii penticostale din România. El a fost unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți cântăreți creștini, un adevărat slujitor al lui Hristos, care a reușit să transmită mesaje puternice de credință, speranță și iubire prin intermediul cântecelor sale. Cu un stil unic și original, Ovidiu Liteanu a combinat armonios ritmurile muzicale cu profunzimea spirituală a închinării penticostale. Melodiile sale pline de pasiune și putere au ajuns să înalțe sufletele credincioșilor, să încurajeze și să le aducă aproape prezența lui Dumnezeu în timpul slujbelor divine. Muzica sa a devenit un izvor de consolare și încurajare pentru cei care au trecut prin încercări și suferințe, reprezentând un far de lumină și nădejde în întunericul vieții. Ovidiu Liteanu nu doar că a fost un muzician talentat, ci și un slujitor dedicat al lui Dumnezeu, un om cu mare pasiune pentru sufletele pierdute. A fost un exemplu de credință și evlavie pentru mulți, cu un devotament profund față de valorile creștin penticostale și o dragoste nemărginită față de Dumnezeu și aproapele său. În slujirea sa a adus speranță și transformare prin intermediul muzicii, ajutând oamenii să se apropie de Dumnezeu și să-și întărească relația cu El. Cultul creștin penticostal din România îl va păstra pe Ovidiu Liteanu în memoria sa ca pe un om cu o inimă plină de entuziasm, dedicare și profundă închinare, un adevărat slujitor care a influențat viețile multor credincioși prin darul său muzical. Îi suntem recunoscători pentru că a lăsat o moștenire muzicală impresionantă și pentru că a fost o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți, fapt pentru care moartea sa este cu siguranță o pierdere pentru repertoriul muzical penticostal românesc. În aceste momente de tristețe și durere, ne rugăm ca familia fratelui Ovidiu Liteanu să găsească alinare în brațele lui Dumnezeu și să primească putere și consolare din partea comunității creștinilor penticostali. În inimile noastre, Ovidiu Liteanu va rămâne mereu un model de evlavie, pasiune și închinare autentică. La revedere, frate Ovidiu Liteanu! Așteptăm cu ardoare ziua revederii în glorie! Cu sinceritate și respect, în numele credincioșilor penticostali, pastor Nelu Filip, președinte al cultului creștin penticostal din România. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.